și chestii frumoase mă recomandă, vedeți? Da, mamă, dragi, bună seara, eu sunt Serghei. Dacă nu mă știți, probabil nu mă știți, ba da, de la Anisa, nu? Super. Deci, pentru cei care nu mă știu, Serghei, nu Sărghei, că... E diferent. Lider aia faci diferența între măfuț sau măncur și... Azi nu. Eu am zis treaba asta că vreau să mă întreb de treaba aia cu referendumul, că a fost acum lunile astea trecute referendumul și mie mi-a schimbat un pic percepția despre mediul online referendumul ăla, pentru că eu am crezut că intram pe Facebook în fiecare dimineață și vedeam cum sunt jurul oamenii, că toți oamenii sunt jurau în perioada aia. Fructul de engură, fructul de engură. Cumva nu erau de acord cu ghei, dar sfuteau în gură. Și se înjurau toți acolo și mă gândeam, bă, abia aștept să treacă toată perioada asta să mă pot uita din nou la crunch și la țeții pe Facebook. Pentru asta a fost făcut Facebook-ul. Numai că s-o cam schimbat treaba asta. Pentru asta a fost. Pentru selfie-uri din vacanță și poze cu pisici. Oamenii care vor selfie-uri din vacanță și poze cu pisici s-au mutat pe Instagram. Și pe Facebook au rămas doar oamenii care vor să certe. Problema nu e că se ceartă, e cum se ceartă. Ați văzut cum? Că nimeni pe Facebook nu crede lucruri. Toată lumea știe. Oamenii pe Facebook n-au păreri. Oamenii pe Facebook au certitudini. Nimeni nu spune eu cred că, toată lumea spune eu știu că și argumentează cu fu-te în gură. Asta e argumentul lor final. Când ai zis fu-te în gură, aia. Și era legat de referendum de perioada asta, era o discuție între doi bărbați, Mihai și George. Și Mihai spune, eu nu sunt de acord cu referendumul. Și George comentează, eu sunt de acord cu referendumul. 5 comentarii mai târziu, nu mai era vorba nici de Mihai, nici de George, nici de referendum. Era vorba despre mama lui Mihai și soția lui George. Care și cam în două erau curvi. Foarte interesant. Problema e că nu era doar tensiune pe Facebook, era tensiune și în realitate. Că am avut la un show undeva prin Slobozia și în mijlocul unei glume despre gay s-o trebuie spune la vreo 50 de ani să strige tare în sală. Bă! Eu nu sunt de acord ca homosexualiți că să trăiască între ei! Eu am semnat și petiția! Și în momentul ăla m-am uitat și m-am gândit, bă, uite un om cu foarte mult timp liber. Eu am o grămadă de timp liber și fragmenta enorm, dar nici măcar eu n-am atât de mult timp liber încât să mă întreb dacă oamenii care se fut în cur au sau n-au acti. Treaba lor. Și după ce îmi zice asta, eu nu sunt de acord ca gheii să căsătorească între ei, mă uit la el și zic, da bă, nici eu nu sunt de acord ca mexicanii care transportă cafea să poartă pălării futu-i în gură. Și el, de ce treabă are? Exact în pula mea. Dar după am zis, hai să fiu proști, discut cu omul. Și am întrebat, de ce aveți, domnul, o problemă cu gay? Și el îmi spune, păi pentru că am un fiu! Și ți-l futi cineva? Eu atât am înțeles din toată discuția, că dacă nu merg la referendum, vin gay și-ți fut ochiul. Să-l adopt prima oară, după aceea ți-l fut. Că altă treabă n-am. Adică eu par... Asta a fost în mintea omului. Măi, nu mergem la referendum, a doua să bat doi mănași la ușă, ia zăgigele acasă. Hai că am venit să-l fut, îmi sunt 20. N-ai fost la volum? Nu s-o plăbuie. Lasă că-mi place că fiu tupul ăla. Și nu știu de unde e confuzia asta pe oameni, că suntem și handicapați. Ori vin homosexuali și mi-i fut copii. Bă, homosexualitatea și pedofilia sunt două chestii total diferite. Homosexualii nu fut copii. Asta e treaba preoților. Vrei ca ficiordul să fii în siguranță? Nu-l mai trimite la biserică. Pentru că cum ajunge acolo cineva, ori are nevoie de bani, ori vrea să te fută. Ori are mâna întinsă, ori pula sculată. Na, joacă tu între astea două. N-a ales să-i dai bani? Și discutam cu omul și... Mie, din discuții în discuții, omul îmi dă cel mai deștept argument pe care a putut să-l dea el și îmi zice, bă, oamenii aleg să fie homosexual pentru că așa vor ei, pentru că... satana sau ceva. Asta au zis chiar așa. Acum hai să înțelegem. Orientarea sexuală e o chestie care te naște. O ai în tine. Dacă vrei să o recunoști bun, dacă nu, dau o ai în tine. Pentru că, îmi cer scuze că vă dau exemplul ăsta așa, mai scârbos, dar n-ai cum să spui cu orientarea sexuală la alegerii, pentru că voi ați văzut vreodată un cur de bărbat? Nu-i cel mai primitor mediu din lume. Eu refuz să cred că a existat un bărbat lipsit de orice preferință sexuală, s-a uitat la un cur de bărbat și unul de femei și a spus, bă, eu intru cu pula în ăla. Arată prea bine cu părul ăla când le-o înțat la cur. Un cur vale. Eu am pățit o fază la un moment dat, eram cazat într-un hotel de 4 stele, într-un hotel foarte mișto și ăla, având baia,
foarte luxoase, era tabela cu tot. Și butonul de tras apa era mare în perete, din mare așa strălucitor, dintr-un inox. Care reflecta tot. Acum, dimineața. După ce te caci. Când te întorci să te ștergi. Și-ți vezi tot curul ăla în mare HD. Proaspăt căcat. Cu flocii aia. Încă mai cad firmituri. Și te gândești, bă, dacă ai fut-o tot gondit până pischinare, ce încerc să vă zic că nu-i la alegeri asta? Și asta e din punct de vedere sexual, că social ar fi mai mișto. Eu social vorbind, eu aș prefera să fiu gay. Și cred că orice bărbat din lumea asta, că vezi cât de greu te înțelegi cu prietena, că sunteți diferiți. Bărbatul și femeia sunt două specii total diferite, că am evoluat diferit, sunt bapul astea diferiți, încercam ca proști multe ori. Eu refuz să cred că există un bărbat normal la cap care se uită la o femeie și spune, bă, da, vreau să stau cu Nadia asta în casă. Cred că mă pot înțelege cu dânsa. Pare că vorbim aceeași limbă. Nu! Aș prefera să fiu gay, să mă fută trei odată în cor, să mă usturi corul două săptămâni, dar măcar după ce mă fut, nu mă întreabă nimeni. La ce te gândești? Mersi frumos! Mersi mult! Ia-l pe servire!